Duminica a fost hram de bunavestire la mănăstirea Sihăstria Putrei, unde au participat mii de credincioși. Bunavestirea este o sărbătoare creștină celebrată în amintirea momentului anunțării Fecioarei Maria de către Arhanghelul Gabriel că va deveni mama lui Isus din Nazaret. Bunavestire este prima sărbătoare confirmată în documente dintre sărbătorile Maicii Domnului. Data acestei sărbători a variat la început. Astfel, unii o sărbătoreau în ajunul băbotezei pe 5 ianuarie, iar în unele biserici din Apus, ca cele din Spania, Galia și Milano, Bunavestire s-a sărbătorit pe 18 decembrie. În prezent, Bunavestire este sărbătorită în fiecare an în perioada Postului Mare, fiind una dintre sărbătorile pentru care biserica acordă dezlegare la pește, indiferent în ce zi ar cădea aceasta. Este o mare bucurie și o mare binecuvântare de fiecare dată când vine această sărbătoare a Bunavestirii, pentru că este hramul Maicii Domnului și hramul mănăstirii noastre, dar anul acesta parcă toată natura s-a bucurat așa, pentru că iată, am primit un odor de mare preț, și anume singurul obiect pământesc care se mai păstrează în lumea aceasta de la cea care a fost Maica lui Dumnezeu, cea care l-a născut pe Mântuitorul Iisus Hristos, de la Fecioara Maria, și anume o parte din brâul Maicii Domnului care a fost adusă, a fost adus de la mănăstirea Catoxenia din Grecia. Mii de credincioși au participat la slujba săvârșită la mănăstirea Sihăstria Putnei. Am venit, tot timpul merg la biserică și acum am venit și la, sunt tocmai de la Iaslovăț, din colț de Rătăuț, și am venit ca simt eu așa, mă regăsesc. De toată viața mea, eu m-am regăsit la biserică. Aici mănăstirea este diferită, e altfel toată lumea. Auziți, în tot locul este Dumnezeu, aici e hramul mănăstirii, la hramul mănăstirii să citesc, să faci o slujbă aparte, să citesc niște rugăciuni aparte, slujba arhierească, și simțim așa, omul simte dacă crede. În primul rând, pentru a cinsti locul, mulțumim organizatorilor, a fost o slujbă înălțătoare, da, și mulțumim și pentru restul, vremea. Deosebit, am mai văzut că au mai venit niște părinți din Grecia acolo, așa. Super, e o liniște sufletească pentru fiecare, îți găsește odihnă și liniște. Și mai tare am venit pentru că s-a adus brâul Maicii Domnului, pentru închinare și pentru credință. Care... cu gânduri bune să ne rugăm la Bunul Dumnezeu, pentru sănătate, pentru binele. E o sărbătoare importantă astăzi. Foarte importantă, Bunavestire. Maica Domnului a... primit vestea că va naște un fiu. Bunavestire este cunoscută în calendarul popular sub denumirea de Ziua Cucului. De ce Ziua Cucului? Pentru că în această zi are loc primul său cântec prin care anunță vestirea primăverii.